Acum avem plăcerea să vă prezentăm o pasăre la fel de deosebită, de data aceasta din lotul de zbor, un mascul extraordinar de bun, excelent. Se vede că a început și antrenamentele, pentru că are tonus, are fizic, tot ce-i trebuie în Enricu. Bravo, felicitări! Spuneți-ne despre cine e vorba acum. Tatălui este 4001, porumbelul care în 2019 a clasat 3 maratoane, Lublin 800 de kilometri, Malta 1300, Tartu 1517 și s-a decernat titlul de aripa de aur. Super! Ce serie are porumbelul? 7156, este în anul 2 de viață, este în lotul de zbor. Deci 2020. Pentru maraton extrem, dacă o să vrea Dumnezeu. În spatele lui este consamin de 3 ori pe Drixie, de la William Diric, Dumnezeu să-l odinească, din Belgia. Ian Arden, câștigător de Barcelona. Mama este din nou Stechete, de la Cosmin Olteanu, locul 45 la Tartu în 2019. După ce a venit acolo, am împerecheat și am obținut puiul ăsta din femeia aia cu masculul de 4001. Mai am un frate de cuib cu el care este albastru cu pene albe. Da. Ce diferență între culori? Da. Unul gut pentru că închis, în spate, acolo lângă William Diric, mai sunt și porumbei de Venus. Da. Care sunt la baza crescătoriei mele. Da. Foarte expresiv. Foarte frumos, într-adevăr. Și talie perfectă. O fibră musculară. Perfect pentru maraton extrem. Da, da, da. Super maraton extrem, că nu, exact, ușor. Nu mă bucur la 800-900. El e pentru, dacă o da Dumnezeu, să putem zbura, să ajungem la Tartu în Estonia, dacă nu, evenimentele mondiale nu ne încurcă. Văr de natura, da. Da. O pasăre excelent. Am înțeles că încă n-aveți pui din el, n-ați reprodus, nu? Am obiceiul să nu țin decât dacă face ceva. Face ceva, nu? Păi da. Da. Așa cum e. A făcut, cum în toamnă scoate pui. Da, așa e. Super pasăre. Super. Aveți mult din ăștia la lotul de zbor? Oh. Care arată așa? Excelent. Am înțeles că deja ați început antrenamentele, am nu? Am făcut 6 antrenamente, am ajuns la 130 de kilometri, ieri am cipuit, am 117 porumbei maturi pentru fond și maraton. Inclusiv Iarlinș, nu? Dunan? No, nu, ea nu-i no, golează, iar nu? Nu, nu merg la maraton. Joacă până la 400 de kilometri. Deci ea sunt al lot. Astea sunt metodele mele de bătrân fricos, așa mă acuză tineretul, sunt fricos. Și răspund, nu fricos, ponderat și echilibrat. Da. După părerea mea, și am mai purtat o discuție acum la expoziție la Prahova, columbofilia, sportul columbofil în ultimii 5-6 ani de zile a devenit din ce în ce mai greu. Și ne punem întrebarea de ce. Eu cred că Deveselu și stațiile radar de acolo, da, Cogălnicianu și rachetele Patriot cu stațiile de acolo influențează 5G-ul, da, toate telefoniile mobile care s-au înmulțit, toate astea creează bruiaj. Să nu mai vorbim acum cu războiul din Ucraina. Da. Toate astea fac concursurile să fie mult, mult, mult mai grele. Din ce în ce mai grele, da. Mai grele. Și dacă nu faci selecție tu, o faci zbor. Da. Ați mai vorbit pe Polonia. Cum vi se pare ca rută în comparație cu Ucraina? Ucraina rămâne cea mai bună. Eu am jucat pe toate rutele. Am jucat și pe Polonia, și pe Iugoslavia, și pe Slovacia în nord. Ucraina, pentru cei din sud, sud-est și chiar sud-vest, oltenii, da, au ajuns campioni. Da. La maraton, datorită rutei. Pe această rută, toți columbofilii știau distanța reală. N-au în față niciun munte. Ziua de zbor se mărește cu 2 ore. Da. Vremea este puțin mai răcoroasă decât la noi. Ape cât cuprinde, ca să aibă de unde să se lase să bea. Da, și atunci, deci... și dacă mai dă, și de câteodată mai dă și cu vânt puțin de spate, sosesc în prima zi, dar nu se poate. Da, da, așa e. Acum un an toate maratoanele au fost grele, cu vânturi din față. Da, asta e. Și bun, totuși, în gruparea mea, mică așa cum este, a ieșit campion la AS Super Maraton Extrem, la Ulmen. Da. Într-o grupare mică, am avut puțin porumbei. Da. A repetat porumbelul, proprietarul lui
băiat valoros și priceput, campion. Super, bravo. Da, da. Bravo, da. E, Ucraina nu se mai va juca ani de zile de acum încolo. Probabil. Ce să faci? Asta da. Este. Vă reorientați, vă opriți acasă? Polonia. Porumbei care au zburat bine și foarte bine nu pe Ucraina. Nu, dacă îi mai obțin și pe ea, mai țin și pe ea, ajung la 600. Nu mai țin. Îi băgați în foc, nu? La luptă, toți. Super. Știu că nu e bine, că doar eu dau sfaturi la alții. Dar ce să fac cu ei acasă? Da. Vin deja, am la ora actuală opris pentru mine 80 de pui. Da. În seria a doua încă 80 de pui, o să și păi mă scufund. Da, așa e, așa e. Nu mai spun costurile. Întreținerii sunt enorme, așa e. Capul meu de... Așa e. Și mâncarea, și tratamentele, și vaccinul, toate, și motorina, toată ziua să-i car, să-i duci, să... Dar, dacă îți place... Ce nu face nenicul pentru porumbii, nu? Dar, eu v-am mai spus eu. Dacă m-aș naște mâine, același drum l-aș urma. Același drum l-aș urma. Da. Super, felicitări, Nenică, vă mulțumesc pentru prezentarea asta. Mulțumesc. Multă baftă în sezonul 2022. Mulțumesc.